genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Inspectoratul de situații pentru urgență Hunedoara are un nou angajat. Este vorba despre un câine ciobănesc alintat de pompieri, Bebe, pe numele lui din buletin, Rabax. Despre ce activitate va avea el aici în județul Hunedoara, dar și cum se desfășoară o zi de antrenamente, vom discuta astăzi cu invitații mei, respectiv capitan Anemona Doda, purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara. Bună ziua, bine ai revenit în platoul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Și, așa cum spuneam, surpriza acestei emisiuni este vorba despre, cu permisiunea dumneavoastră, o să prezint prima dată pe vedeta inspectoratului, Bebe, și domnul plutonier major Robert Culcear. Bună ziua! Bine ați venit, să sperăm că o să fie cu minte, o să vedem puțin mai târziu în emisiune și câteva dintre exercițiile pe care dumneavoastră ați reușit să le faceți împreună cu câinele. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul și puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Cum spuneam, aveți un nou coleg, pentru că nu este doar un simplu câine, a fost adus aici cu un scop bine stabilit. O să vă rog pe dumneavoastră, pentru început, să ne spuneți cum a ajuns Bebe să vină la noi în județ. Da, Bebe este colegul nostru de aproximativ o lună. El a fost adus de la Centrul Chinologic din Sibiu. Este un câine cu calități deosebite, pe lângă faptul că stă, după cum vedeți, foarte, foarte frumos și civilizat pe scaun. Este un câine provenit din părinți special antrenați pentru operațiunile de căutare de sub dărâmături și nu doar. Tatăl lui, un ciobănesc german pe nume Man, a fost unul dintre puținii câini de urmă pe zone cu apă sau chiar pentru găsirea unor persoane căzute în apă. Se trage dintr-o familie nobilă pe acest segment. Se trage dintr-o familie cu calități deosebite exact pe acest segment pe care noi îl urmărim, exact pe operațiunea de căutare. Și el în prima fază va fi specializat pe operațiunea de căutare de sub dărâmături. Există multe alte ramuri în dresajul canin, poate fi un câine antrenat să ia urma, poate fi un câine care detectează substanțe periculoase sau droguri sau țigări, orice alte substanțe interzise. Dar fiecare câine trebuie îndrumat spre un anumit segment, cum îmi spuneați noastră, de fiecare dintre acestea, nu? Sau poate fi antrenat și pentru substanțe și pentru dărâmături, pentru căutare? Poate fi antrenat pentru diferite segmente, însă este important de știut că un asemenea dresaj este unul foarte complex, adică Bebe acum are 7 luni, el este practic un copil, învață lucruri elementare, socializare, este învățat lucrurile fundamentale în dresaj, cum să stea, cum să asculte comenzile instructorului lui. Este foarte, foarte serios pentru vârsta lui, este un copil foarte bine educat și foarte atent la ceea ce îi cere antrenorul lui deja. Haideți să vedem ce spune și antrenorul lui. Cum decurge o zi de antrenament? Spuneați că de aproximativ o lună este în cadrul inspectoratului. Cum vă descurcați? Cum vă înțelegeți cu el? Păi, am început în primele 2 săptămâni de când ne-am întâlnit unul pe celălalt, un atașament foarte bun. Este important să cel mai important este atașamentul, o astfel de atracție la început. Exact, unul față de celălalt. Și încercăm să aducem la un nivel de socializare superior, ca în momentul în care ne vom pregăti și vom specializa, să putem să trecem cu ușurință peste lucrurile simple, care pentru un câine de societate
nu le face. El va trebui să fie foarte serios, nu va trebui să fie speriat de autovehicul, de oameni, de îngrămădeală, de agitație. Trebuie să l obișnuiți cu tot felul de stimul. Exact asta face acum, face cunoștință practic cu lumea, este scos în oraș, în locuri aglomerate, el trebuie să se obișnuiască cu toate zgomotele, cu toate mirosurile lumii acestea, pentru că în momentul în care intervine, când este nevoie de intervenția lui, se poate să se concentreze exact pe acel lucru care trebuie să-l facă. Dar este foarte important de știut, câinii sunt serioși, dar fac totul în joacă, cumva. El este foarte tânăr, totuși 7 luni, încă joaca e mai mult pe primul plan decât lucrurile serioase și antrenamentele pe care le faceți. Să știți că, în general, câinii, indiferent de ce valoare au, ei, în sigur, și vor să facă pe placa antrenorilor, dar sunt foarte stimulați de o minge sau de o bucățică de mâncare. Bebe, până acum, absolut toate comenzile pe care le-a executat, le-a făcut doar de dragul mingii. Încă nu s-a pus în discuție mâncarea. Dar trebuie spus că avantajul de a avea un câine de acest gen pentru operațiunile de căutare este unul major, deoarece în asemenea operațiuni acești câini sunt capabili să detecteze o victimă aflată sub dărâmături până la 10 metri adâncime. Chestiune pe care aparatura modernă nu o poate face, de exemplu, într-un mediu zgomotos. S-au inventat o multitudine de aparate cu diferiți senzori, fie termici, fie de sunet, fie de vibrații. Un asemenea aparat costă undeva la 20.000 de lei. Este mult mai ieftin să achiziționezi un astfel de câine. Un câine, dar este și foarte eficient. Un asemenea aparat îți poate peria sau îți poate monitoriza, de exemplu, 100 de metri pătrați de zonă dărâmată în aproximativ 40 de minute. Aceeași suprafață, un câine ca și Bebe, o poate peria în 5 minute, ceea ce este foarte important când vorbim despre salvarea de vieți omenești. Am mai fost până acum în cadrul inspectoratului un astfel de câine? Ați mai avut? Nu, este o premieră pentru noi. Este primul câine salvator pe care îl primim în mijlocul nostru. Eu zic că a fost primit onorabil, în sensul că are o căsuță de serviciu, are o... A venit la sigur. Are o căsuță de serviciu cu, sigur, o cușcă destul de mare, cu un spațiu de plimbare generos și cred că se simte foarte bine la noi. Și noi ne simțim foarte bine. Și cred că și aici la noi se simte destul de bine, pentru că îl văd destul de liniștit, deocamdată cel puțin. Haideți să vedem și un material pe care colegii mei l-au filmat astăzi, de la antrenamente. Aici se juca cu microfonul, văd că are deja atracție, îi place foarte mult. Ah, da, uite, la comanda lui Robert, dar cred că el poate să vă spună mai bine, latră la comandă. Adică... O să ne arătați după ce vizionăm acest material, să vedem dacă ne ascultă și pe noi aici în emisiune. Dacă executăm schimbări de poziție, totul se face în joacă, totul se face pentru minge. Deci totul depinde de acea minge, deocamdată. Deocamdată, da. Ea e recompensa. Pentru ea muncește. Pentru că noi ne jucăm, dar până la urmă totul s-a definitivat cu o muncă. Este greu să lucrați, în vedere că are 7 luni, sau este vârsta ideală pentru a începe astfel de antrenamente? Are un instinct de vânătoare foarte pronunțat și, după cum puteți și vedea, este fiert după orice obiect care e mișcare. Atunci face orice ca să intre în posesia lui. Și prin tunel se descurcă? Tot pentru minge. Totul e pentru minge. Dar gândiți-vă că acel tunel este o țeavă întunecoasă, vedeți, e întuneric înăuntru, care e suspendată și se mișcă. În mod normal ar trebui să-i dea o senzație de disconfort și de teamă, dar nu se întâmplă așa, este foarte curajos. Cum decurge o zi de antrenament?
E așa de dimineața, de când începeți și dumneavoastră programul sau până sunt ajunge doar la ziua ore? De antrenament, are și el tabletul lui. Trebuie să mănânce, are un program după ora de masă care trebuie respectat, pentru că nu vrem să avem probleme medicale cu el. Și pe urmă, ușor, ușor, începem, iar totul prin joacă și recompensăm orice comportament care ne convine de la el. În momentul de față, la nivelul la care suntem. Pe urmă, mai târziu, să introducem și corecțiile pentru a stabiliza comenzile și a deveni mult mai ferme, mai sigure. Deocamdată, el e un copil, noi ne jucăm și toate astea, la final, când se vor lega, o să dea, sper, un câine extraordinar care să facă în județul Mândru. O joacă serioasă, pentru că, așa cum spuneați, în câteva luni, toate aceste antrenamente pe care le faceți vor prinde contur și se vor vedea rezultatele. Văd că a vizitat și una dintre autospeciale. E fiind un câine de intervenție, va fi mașina de serviciu, până la momentul contrar. Și din nou mingea, cum spuneați. Văd toate... că stă foarte cu minte și oriunde îl puneți, aici păzește inspectoratul, nu? Aveți și câine de pază acum, nu doar pentru intervenții. Spuneați că nu a mai fost până acum un astfel de câine la nivelul județului. Vă gândiți, nu știu, să achiziționați alții și pentru alte structuri din cadrul inspectoratului? Sunt sau ar fi indicat? Este... Deocamdată suntem foarte mulțumiți să-l avem pe Bebe. Preocuparea noastră este să-l pregătim foarte bine, să ajungă un campion în misiunile de căutare. Noi sperăm să nu-l folosim niciodată, adică să nu avem nevoie niciodată să îl punem la treabă, să caute o persoană care a fost prinsă sub dărâmături. De altfel, asemenea operațiuni se execută în special în urma cutremurilor, când, după cum știți, apar fisuri în clădiri, apar clădiri care se prăbușesc și, din nefericire, se prăbușesc peste persoane și atunci intră în scenă acești câini. Practic, nasul acestor câini este mai tare decât, deocamdată, mai tare decât tehnologia modernă de căutare. Este un lucru foarte clar și foarte bine demonstrat de experiență și de tot ce s-a întâmplat până acum. Însă, pentru a ajunge ca un asemenea cățel să aibă performanțele de care vă spuneam, el trebuie pregătit foarte, foarte intens. Practic, pe parcursul întregii vieți se pregătește. Continuă. Exact. În primul rând, el trebuie să aibă o disciplină exemplară și în niciun caz antrenamentul nu trebuie îndreptat spre violență. Apoi urmează faza de căutare efectivă a victimei și, desigur, un alt segment important este avertizarea. Atunci când descoperi o victimă, să te avertizeze pe tine ca și antrenor că acolo există cineva. Mai mult decât atât, comenzile trebuiesc respectate de la distanță, pentru că în situații... Este cam greu ca o persoană să se apropie atât, este de fapt periculos. Este periculos inclusiv pentru antrenor sau pentru dresor să intre într-un site sau într-o zonă cu dărâmături și atunci câinele trebuie să fie capabil să urmeze niște recomandări, niște comenzi care îi se dau de la distanță. Și Bebe va ajunge în acel stadiu, suntem convinși. Ați început și astfel de antrenamente, de pregătiri? Sau mai așteptați? Deocamdată nu. Deocamdată el este mic și este la faza de socializare și la faza de învățarea comenzilor de bază și a educației de bază. Spuneți că la nivelul țării, câte inspectorate se bucură de un astfel de exemplar? Din câte știu eu, suntem în primele 11-12 inspectorate din România care se bucură de prezența unui asemenea exemplar canin. E de bine, pentru că... Deci e super, mă uit așa la el și mă cucerește pur și simplu.
E foarte, foarte cu minte, foarte atent la comenzile pe care le dă antrenorul lui. Este și, și mie îmi plac foarte tare câinii, dar parcă n-am mai văzut niciunul care să fie așa de focusat și de atent și de dornic să învețe lucruri noi. În fiecare zi, când mă întâlnesc cu ei, constat că am învățat un lucru nou pe ea. Sunteți antrenor, aveți documente în regulă sau doar din pasiune, pur și simplu? Totul începe tot timpul din pasiune și pe urmă trebuie să te pui și legalitate. Sunt dresor cu atestat, acreditat de Școala Română de Dresaj, de Clubul de Dresaj Canin România. Nu, nicio problemă. Și cum este, presupun că ați mai dresat câini? Are și el câini în casă. E vreo am diferență mai între... Și câinii. E o diferență între câinii ai de acasă și câinii de serviciu. Ei, pe lângă faptul că, în principiu, Școala de Dresaj de la Sibiu are niște exemplare și face o selecție foarte riguroasă din punctul de vedere. Deci nu orice câine ajunge acolo. Nu orice câine ajunge să reproducă acolo. Asupra culorilor se face din nou o selecție foarte riguroasă și de aia și Bebe și frații lui, care sunt împărți în țară la diferite structuri, au un caracter foarte bun pentru muncă. Nu ne interesează să arate frumos, ne interesează să ambalajul, ne interesează să fie un câine bun de muncă. Și este vreo diferență între a antrena, știu, un ciobănesc german și o altă rasă? Sunt mai docili, mai... Ciobănescul german e o rasă într-adevăr docilă, e multilateral, e un câine bun la toate. Dacă găsești câinele și faci o selecție, pentru fiecare treabă trebuie un câine. Și câinele, și câinii, în principiu, sunt pe individ. Și de-aia, dintr-un cuib, alegi un pui sau doi. Sau poate niciunul. Ca să poată să facă o treabă serioasă. Mai ales la nivelul ăsta, unde nu poți să dai greș. Ați mai antrenat până acum astfel de câini? De căutare, salvare, nu. Am dresat câini. Deci este o premieră și pentru dumneavoastră. Exact. Da, cu siguranță am încredere în calitățile lui. Că uite, așa, la prima vedere, credeți că o să facă față a tot ceea ce dumneavoastră o să-i spuneți și o să iasă până la urmă un câine bine pregătit. Păi munca pe care o să desfășurăm amândoi, umăr la umăr, sper că la sfârșit să mă facă mândru. Pentru că rezultatele lui o să denotă munca mea alături de el. Cam cât timp durează? Câte luni sau un an, doi, până când va fi pregătit în adevăratul sens al cuvântului pentru o astfel de acțiune, de salvare? Păi, după jurul vârstei de un an, ne vom întoarce la Sibiu, unde vom definitiva specializarea lui pe căutare salvare. Deci veți face și acolo încă un set de antrenamente, de specializare, de... Bineînțeles, cu alți instructori, cu lectori din domeniul respectiv și ei ne vor califica la sfârșitul celor 4 luni de zile. Eu nu fac probleme. Aveți încredere? Foarte mare încredere. E cel mai bun coleg până acum. Asta e bine. Eu nu știu cât e de bine sau cât e de rău. Văd că s-a ascuns. Nu cred că poate să fie nimeni gelos pe el. Cred, mai ales este că... cu siguranță cel mai ascultător coleg. Și cred că este și cel mai iubit din... din inspectorat, când spuneați că toată lumea socializează cu el, el socializează cu toată lumea. Da, am fost foarte bine primiți de către colegi, de către șef. Ne-am integrat amândoi perfect aici la DEVA. Ne bucurăm și cred că pe dumneavoastră vă bucură și mai mult acest lucru. Este o încântare, știi? Practic, îl văd în fiecare zi și colegii mei de la inspectorat la fel. El se pregătește în curtea inspectoratului și... Deci acolo se desfășoară pregătirile, antrenamentele. Exact, exact. Și îl vedem la muncă și la joacă în fiecare zi. Este o încântare și după cum vă spuneam, în fiecare zi face progres, în fiecare zi învață câte un lucru nou și este dornic să învețe în fiecare zi câte un lucru nou. Mă putea participa și la concursuri? Având în vedere că este angajat al ISU Hunedoara, va avea această posibilitate? Sau, mă rog, dumneavoastră împreună cu câinele să participați la diferite concursuri? Diferite concursuri pe tematica pe care el va fi specializat, cu aprobările de rigoare, cu siguranță.
Deci se poate, nu este nicio problemă din partea inspectoratului sau... Nu? Deci are această posibilitate, mai ales că îl pregătiți tot dumneavoastră până la urmă. Dar pe segmentul acesta, el nu este un câine de frumusețe. Nu este un câine care urmărește standardele acelea de frumusețe. Este un câine de muncă, este un câine care are calități psihice mai degrabă decât fizice. Vedeți, nu este un câine foarte mare, nu are potrivit standardelor. Nu este foarte gras, că mai sunt alții. Bine, este în formă, este un câine în formă, dar după cum ați observat, nu are acea poziție și forma coloanei vertebrale. E un standard în criteriile de frumusețe. Trebuie să aibă o anumită ținută. Da, dar nu este neapărat un lucru rău că nu are acea poziție a coloanei, pentru că este clar, are o încheietură a șoldurilor mult mai fiabilă pentru muncă. Spuneați mai devreme că poate să latre, de fapt, la comandă. Oare ne ascultă acum? Ar vrea să ne facă o demonstrație? E puțin stresat. Puțin s-a obosit. Ascuns, cred că e cam timid. Putem să încercăm, dar l-am spus. El încă este în pregătire. Acum a stat la pupitru, deja aproape jumătate. El este în pregătire și... Bebe, să vedem. Ei. Reușim? Bebe. Să latre? Păi să vedem, măcar pentru început, să vedem, latră sau nu latră. Bebe. Hei, îi place prea mult scaun. La prima impresie. E foarte comod. Un interviu. Curând o să pot să iei un interviu. Că... Probabil că o să vă trebuiască să-i schimbați acum și dormitorul. O să vă dăm acest... Ne dați din recuza voastră un fotoliu, să-l obișnuim, să steam fotoliu. Poate data viitoare vă vrea să-i și latre. E prea... Cu siguranță, în momentul în care vom înainta în pregătirea lui, o să latre. Acum totul se desfășoară doar din joacă și doar dacă vrea el. Nu-l bruscăm, e tinerel, nu vrem să-l stricăm din punct de vedere psihic. Și atunci... Și are și bune maniere, nu latră în casă. Asta am observat. Sau atât mai mult într-un studio de televiziune. Da, a trecut 22 de minute de când am început emisiunea și atât că n-a letrat deloc. Stă cu minte acolo pe fotoliu, n-are nicio fel de problemă. Văd că se cam uită după minge. Cum duceți mâna și el e cu privirea după minge. E jucăria lui preferată. Oare ne jucăm doar împreună. Dar acum, fiind... Puțin timp, cred că și de mediu și de cine știe ce se mai pare lui. Oricum este cu ochii ațintiți în permanență pe Robert. Noi ceilalți suntem acceptați, îl putem îngâia, îl putem plimba, însă... Puteți să faceți acest lucru și dacă nu este Robert lângă... Mai greu, bebe? Mai greu, dar este clar, Robert e stăpânul lui și în primul rând pe el îl ascultă și el este cel care îi dă senzația aia și de calm. În momentul în care Robert dispare, îl urmărește cu privire, îl caută, deci este foarte, foarte atașat de antrenorul lui și asta este un lucru extraordinar. De altfel, Bebe, ca și câine salvator, nu are voie să fie violent sau să aibă tendințe agresive. El trebuie să fie prietenul cu adevărat, prietenul cel mai bun al omului, trebuie să iubească oamenii, trebuie să fie îndrăgostit de oameni, de copii, de ființele din jurul lui. Și în cazul în care să presupunem că s-ar întâmpla o nenorocire, doar de dumneavoastră ar asculta? Deci ar trebui să mergeți dumneavoastră cu el pe teren pentru o acțiune de salvare? Da, pentru că noi o să ne specializăm împreună. Atunci o să facem o muncă de echipă împreună. Conductor câine, noi doi. Ei sunt o echipă. O echipă și până la urmă cred că unul singur, o echipă care ascultă unul de celălalt și cum spuneați, nici dumneavoastră nu-l forțați să facă anumite lucruri. La nivelul la care suntem acum, nu. Pentru că el este în creștere, este în dezvoltare și facem doar ce vrea deocamdată. O să ajungi la nivelul în care va trebui să se întâmple de fiecare dată comanda respectivă și o să ne bazăm unul pe altul. Dacă mergem la ghici, nu e bine. Pentru că eu mă bazez pe el. Și atunci nu îmi pun viața în pericol. Nu este cazul să mergeți la ghici. Deci dacă am încredere în el, înseamnă că trebuie să fie bine.
cu siguranță. Revenim după câteva minute de publicitate și să vedem, poate până la urmă va lătra și bebe pentru noi. Revenim după publicitate. Am revenit în direct. Discutăm astăzi despre noul angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Este vorba despre ciobănescul german Bebe, alintat de toți pompierii. Pentru începutul cele de-a doua părți a emisiunii, vom face Bebe și instructorul său, plutonierul major Robert Culcear, vor face o demonstrație. Să sperăm că o să și la așa cum nu a făcut în prima parte a emisiunii. Haideți să vedem demonstrația celor doi. Bravo! Foarte frumos exercițiu. Deci cam așa se desfășoară un exercițiu de aproximativ o lună la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, până se așa și ce rapid s-a așezat. S-a obișnuit, e foarte cu minte. Da, da, da. Spuneați că sunteți printre singurele județe care are un astfel de câine. Nu suntem singurul județ. Sunt încă 10-11 județe din România care Da, dar au mai sunt încă destul de multe care nu au. 30 care nu au, dar probabil că vor fi dotate cu un asemenea partener de nădejde. Spuneți că va fi antrenat doar pentru munca aceasta pentru derâmături, în cazul în care s-ar produce un cutremur sau cine știe, și alte astfel de situații probabil mai sunt. Vă gândiți și la un alt segment? Pentru că în zona noastră acum foarte multe cutremure nu au fost și probabil, sau să sperăm că nici nu vor fi. Noi ne pregătim, suntem într-o continuă perfecționare și o să fim pregătiți pentru orice nevoie. Deci poate participa și la alte acțiuni de salvare, nu doar de sub dărâmături? Se pot face, sigur, cursuri suplimentare de căutare de urmă. Asta este o altă etapă sau altă fază a dresajului. Căutarea de urmă este diferită de căutarea sub dărâmături a victimelor, însă acest câine, ciobănescul german, are toate datele pentru a fi și un foarte, foarte bun câine de urmă. Ca să facem așa o comparație, nasul unui câine, după cum vă spuneam, este unul dintre cele mai evoluate unui câine instrumente. Aici vorbim doar de ciobăneștii germani sau în general, însă ciobăneștii germani și labradorii, de exemplu, sunt selectați ca și o rasă atletică potrivită pentru efort îndelungat, pentru că o acțiune de căutare, de exemplu, de subdărâmături sau căutare de urmă sau chiar detectare de substanțe periculoase, interzise sau mărfuri de contrabandă presupun o anumită constituție fizică. Da, de exemplu, în nasul lui Bebe se află peste 220 de milioane de senzori, nu? De senzori care, de receptori care percep mirosul. Deci el ar putea fi un foarte bun câine de urmă, poate fi un foarte bun câine de căutare a persoanelor prinse în avalanșe. Există la nivelul țării mai multe asociații chinologice cu voluntari care pregătesc asemenea câini și de urmă, și de căutare sub dărâmături, și de urmă în apă. Am înțeles că este un domeniu destul de delicat și de complicat. Tatălui lui Bebe a fost deci este mai greu cum spuneți, cu apa să participe la acțiuni de salvare în apă decât pe uscat? Pentru un câine este mai... Robert vă poate explica mai bine de ce este mai complicat să iei urma în apă. Este mai complicat. Tatălui este singurul câine din România
care face treaba respectivă. Are misiuni internaționale și a ținut catargul României sus, pe unde a fost. Și sperăm ca și el să carce până la urmă pe urmele părinților, dacă nu mai sus. Deci mama lui este la fel pregătită în acest domeniu? Mama lui este o fundă de reproducție la centru kinologic, cu reale calități, dar este doar reproducătoare. Și după cum le vedem pe bebe, cred că reproduce destul de bine. Cu siguranță. Este un substrat genetic, fără doar și poate cu toate calitățile. În astfel de situații, în cazul în care sunteți solicitați în alt județ sau în alte județe, puteți participa pentru acțiuni de salvare sau sunt doar pentru județul Hunedoara? Cu siguranță o să sprijinim și la alte județe, dacă la noi nu e cazul. O să fim aproape de semenii noștri de pretutindeni. Deci un alt avantaj și pentru cei care nu au încă astfel de câini. De ce ciobănesc german și nu labrador? Pentru că îmi spuneați că și ei sunt destul de bine pregătiți în acest domeniu. În momentul în care am fost repartizat la Sibiu pentru a alege un cățel, ciobănesc cu german... A fost dragoste la prima vedere. A fost dragoste la prima vedere. Nu erau pui de labrador. Ce alte rase mai sunt sau ar putea fi pregătite în căutare sub dărâmături? De pregătit se poate pregăti orice rasă. Cum sunt importante și calitățile fizice ale unui câine. Deci trebuie să fie un câine de tale medie, să aibă constituție atletică, să fie antrenat. Că nu putem avea un techel pentru dărâmături, pentru că se pierde în dărâmătură. Nu putem avea un câine obez pentru treaba respectivă, pentru că nu se va putea face scotocirea în dărâmătură. Atunci, orice câine, pe ansamblu, de o tale medie, se poate pregăti, dacă are calitățile necesare, bineînțeles. Dar că probabil este puțin mai greu decât cu ciobăneștii germani. Bineînțeles, dar se poate pregăti. Nu este imposibil. Nu este imposibil nimic. Am văzut și cocker spanioli incluși în asemenea programe de căutare. Cel puțin în operațiunile de căutare în zona montană sau în zone, deci cu pereți, în zone cu pereți abrupt, sunt câini, probabil că și bebe o să se antreneze pe stilul ăsta, sunt câini care acceptă să fie coborâți în chingi, în rapel de antrenorii lor în cazul în care intervin în zone montane și în zone greu accesibile. Nu sunt puține poveștile cu asemenea exemplare canine care au salvat oameni aflați în mare pericol, fie pe munte, fie prinși sub avalanșă, fie sub dărâmături. De exemplu, așa cum vă mai spuneam, un aparat care este capabil să detecteze, zeci de ori mai capabil, care este capabil să detecteze orice sunet provenit de sub pământ sau de sub dărâmături, nu este la fel de eficient și de rapid ca și un câine. Să sperăm, cum spuneați, că nu o să avem nevoie și că nu o să participăm nici noi presa la un astfel de eveniment. Important este să îl pregătiți așa cum trebuie și cine știe să participați și la concursuri, cum spuneați că și tatăl lui este campion. O să fie prezent, desigur, la aplicații, la aniversări, la demonstrații. De 1 iunie noi vom organiza Ziua Porților Deschise și așteptăm pe toți copiii de veni toți copiii din școlile județului Hunedoara care doresc să vină să facă cunoștință cu bebe și să îl cunoască, să ne treacă pragul. Tot ați adus în discuție copiii și nu mai avem foarte multe minute din emisiune. Chiar săptămâna aceasta ați avut un concurs, rog și colegii din regie dacă se poate să difuzăm materialul pe care l-am pregătit, dedicat copiilor.
Da, a fost faza județeană a concursului dedicat copiilor, elevilor de gimnaziu. Este competiția intitulată Prietenii Pompierilor. Este un concurs cu tradiție, cu veche tradiție, aș putea spune, în Inspectoratul pentru Situații de Urgență și nu doar de când există Inspectoratul pentru Situații de Urgență se organizează și în timpul când eu eram copil, știu că acest concurs se numea Micii Pompieri. În timp a suferit doar titlul, da, probabil, doar timp, anumite, doar echipamentul s-a schimbat și echipamentul, în schimb, probele, cred că cu mici diferențe au rămas aceleași. Sunt probe, zic eu, destul de complicate, însă copiii cu succes au reușit să le treacă. Da, totul a fost contra cronometru. Totul a fost contra cronometru. Aceasta este prima probă practică. Acest concurs este alcătuit din trei probe. Este o probă teoretică și două probe practice. În cadrul probei teoretice, copiii răspund la un test grill format din 10 întrebări din domeniul situațiilor de urgență și al prevenirii situațiilor de urgență. Deci, cu ocazia aceasta, copiii trebuie să se pregătesc în școli, cu siguranță. Special pregătiți pentru asta? Sau... Nu, sunt fie diriginții lor, fie profesorii care sunt pasionați de asemenea lucruri. Dar sunt întrebări din domeniul situațiilor de urgență, întrebări importante, întrebări la care dacă știu să răspundă, practic știu să prevină un incendiu, știu cum să își protejeze viața, știu cum să intervină chiar în faza incipientă a unui incendiu. Aici este prima probă practică, ei trebuie să sară un gard. Furtunul ăsta, dar să știți că acești copii știu și să desfășoare un furtun și să execute racordarea unui furtun și să execute noduri de diferite tipuri și care sunt echipamentele și accesoriile pompierilor. Este o surpriză să-i vedem în fiecare an, sunt parcă mai preocupați și cu timp din ce în ce mai buni. Următoarea probă practică în acest concurs este una care stimulează partea atletică a elevilor. Ei participă la o ștafetă 4 ori 100 de metri. Și timpii pe care ei au obținut spuneți că au fost destul de buni. Pot concura cu cei care lucrează în acest sistem? Am văzut copii care au realizat racordarea furtunului la distribuitor în timp record. Probabil că dintre ei se vor alege următorii și viitorii pompieri. Sperăm. Știu că nu este singurul concurs, singura competiție pe care o organizați în fiecare an de cine știe cât timp. Mai sunt și alte competiții destinate elevilor și nu doar celor de gimnaziu. Participă și liceenii, pentru că trebuie și ei implicați în astfel de acțiuni. Da, în data de 27 mai, practic marțea viitoare, are loc faza județeană a concursului Cu viața mea apăr viața. Este competiția rezervată atât elevilor de gimnaziu cât și elevilor de liceu. Din nou, o competiție care se desfășoară de mult timp. Da, o competiție care se desfășoară de multă vreme și care pe lângă probe teoretice și practice implică și o probă de prim ajutor. Adică acei copii de gimnaziu sau de liceu trebuie să știe cum să acorde primul ajutor unei victime, cum să o transporte, cum să o asigure, cum să așeze un gulăr cervical, cum să acolo vor fi cei de la SMUS, se vor ocupa, paramedicii vor învăța cum să facă toate aceste lucruri. Ei știu deja, vin pregătiți și tot așa lucrurile acestea se execută contra cronometru, trebuie executate ca la carte. Pe lângă proba teoretică și această probă de prim ajutor, elevii trebuie să treacă de un circuit. Este
un circuit care presupune intrarea într-o zonă contaminată. Copiii trebuie să înainteze pe un culoar cu fața acoperită, în sensul că au un aparat de respirat cu o mască ce are obturat vizorul, și este vorba despre o muncă în echipă, pentru că acel copil care înaintează pe culoarul care șerpuiește este coordonat de un alt elev printr-o stație, un elev care, desigur, nu este... Vede traseul și cunoaște toate capcanele, să zicem. Pe lângă faptul că acești copii învață lucruri noi și învață practic care sunt principiile și criteriile care duc la o viață sigură și educația lor, și faptul că sunt promotori ai culturii de securitate la incendiu, suntem convinși că ei cu aceste informații se duc în familiile lor și le diseminează acolo. Pe lângă asta, se și distrează, este o zi pe care o petrec în grup și, de ce nu, își consolidează exact această latură foarte importantă, socializarea și lucrul în echipă. Se desfășoară și, nu știu, la nivel de fiecare localitate sau școală, există pompieri care se ocupă de ei sau, cum era, nu știu, în voluntarii, de exemplu. Același lucru se întâmplă și cu elevii? Pot fi voluntari în localitatea în care ei locuiesc? Voluntariatul este o chestiune foarte interesantă. Are legătură cu tinerii, cu Are legătură cu tinerii care au deja împliniți 18 ani. Voluntariatul, pentru că ați deschis acest subiect, este o chestiune extrem de importantă, care trebuie promovată. E un sistem foarte bine dezvoltat în alte țări, în România, puțin la noi, în România acum încep să se miște lucrurile și să înțelegem că noi suntem primii care trebuie să ne ajutăm și să contribuim la ajutorarea celorlalți. Bine, trebuie să știm și cum să o facem, pentru că și în cazul unui accident trebuie să știm cum să acordăm primul ajutor persoanei rănite. De multe ori poate e mai bine să îi dăm pace dacă nu știm exact pașii pe care trebuie să-i urmăm, și cred că la fel este și în cazul unui incendiu, de ce nu? Așa este. Noi ducem o muncă de Sisif, să zicem. Ajungem practic în fiecare școală și colegii mei de la Inspecția de Prevenire organizează întâlniri și nu doar întâlniri, și aceste concursuri cu elevii. Practic în fiecare școală, o dată pe an, se realizează, atunci când se execută controlele la localități, se desfășoară exerciții de alarmare, se desfășoară lecții deschise, copii. Deci mergeți acolo în mijlocul lor și le arătați, știu, le faceți niște demonstrații în cazul în care dispuneți în fiecare localitate de toate cele necesare. Exact. Pentru că mai avem doar 2-3 minute din emisiune, știu că mai aveți o competiție națională, de această dată dedicată dumneavoastră, dedicată profesioniștilor. Exact, nu elevilor. Despre ce este vorba și când se va desfășura? Da, anunțăm la dumneavoastră în premieră, în perioada 16-18 iunie, are loc în județul Hunedoara competiția națională de descarcerare și acordare de prim ajutor. Este vorba despre faza zonală. La această fază vor participa pompieri și paramedici din județele Timiș, Arad, Caraș, Alba și Hunedoara. Este o competiție foarte, foarte serioasă. Este pentru prima oară când se organizează în județul Hunedoara? Este pentru prima oară când se organizează în județul Hunedoara. De altfel, această competiție națională este doar la a doua ediție. Suntem încă la început, însă și în anii trecuți a fost o competiție foarte, foarte aprinsă și foarte serioasă. Se desfășoară în două etape. O etapă de descarcerare auto și o altă etapă de acordare prim ajutor calificat.
aceste probe sunt, sunt extrem, extrem de bine monitorizate, în sensul că cei care intră în acest concurs trebuie să respecte în tocmai toți pașii care trebuie aplicați în situația în care trebuie să descarcereze o persoană din mașină. Bine, lucruri pe care eu oricum le cunosc și le știu, cred că, destul de bine. Le cunosc, însă există un protocol și există niște pași și niște etape pe care trebuie să le, să le respecte. Atât în descarcerare, cât și în acordarea primului ajutor. Eu vă doresc multă baftă și la această competiție și la toate mult pe care o să le aveți, iar bebe, ce să zicem, să fie ascultător, da, și-a ridicat capul, a auzit că se vorbește de el, poate se ridică puțin mai mult să îl mai vadă telespectatorii câteva secunde înainte să ne luăm la revedere. Îi așteptăm oricum de 1 iunie, de ziua copilului, pe toți micuții care vor să facă să-l cunoască pe acest minunat partener. O să fie cu siguranță, la fel ca în fiecare an, curtea inspectoratului plină de copii. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Multă baftă să aveți și spor la antrenamentele pe care le aveți zilnic. Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează știrile Hunedoara TV, prezentată de Nicoleta Pârva. Eu vă doresc o seară plăcută. La revedere!